Premierul Nicolae Ciucă nu recunoaște nici în ruptul capului că a plagiat lucrarea de doctorat. Să așteptăm verdictul instanței, spune Nicolae Ciucă, care uită însă să ne aducă aminte că tot el a făcut tot ce a putut pentru a bloca orice analiză a instanței. Și în cazul lui Lucian Bode, ne îndeamnă premierul să așteptăm decizia instanței. În acest moment au existat discuții prin care s-au explicat foarte clar în fața liderilor de filială care este poziția noastră. Există justiție în România, de la acuzare la verdict final este timp, motiv pentru care lăsăm să se deruleze procesul în instanță și când vom avea o decizie finală ne vom pronunța. Totodată întrebat despre declarația președintelui Iohannis privind faptul că orice persoană publică suspectată de plagiat ar trebui să facă un pas în spate, premierul Ciucă nu dă semne că ar fi foarte impresionat. Este o declarație a președintelui țării care contează pentru fiecare dintre noi, doar că încă o dată este vorba de un proces care trebuie să se finalizeze printr-o decizie finală a instanței. Premierul uită să ne spună că a reușit să blocheze analiza tezei sale de doctorat suspectă de plagiat și asta cu ajutorul puternic din partea Ministerului Educației. Iar ministrul Ligia Deca ridică din umeri și spune că nu e treaba ei. Acea contestație a fost depusă de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, conform regulamentului CNAT. Ei sunt cei care trebuie să depună această contestație. Acea contestație a fost depusă în luna iulie anului trecut. Mandatul meu de ministru a început pe 3 octombrie, tot anul trecut. Deci, practic, vorbim despre evenimente care au avut loc înainte de începerea mandatului. Dar bănuiesc că ați întrebat ce s-a întâmplat acolo, că practic era... Da, iar poziția exprimată de UFSCD este cea dată publicității de către instituția respectivă. Instituția respectivă are propriul departament juridic care se ocupă de aceste sesizări, nefăcând parte din tipul de decizie pe care sau tipul de demers pe care îl poate face ministerul. Vă reamintim că pe 19 ianuarie, în Alta Curte a respins un recurs al Ministerului Educației într-un dosar intentat anul trecut de premierul Nicolae Ciucă. Motivul? Contestația fusese depusă în afara termenului legal. În acest dosar, Ciucă obținuse în martie 2022, printr-o decizie extrem de controversată, suspendarea analizei tezei sale de doctorat pentru care anterior jurnalista Emilia Șercan prezentase dovezi conform cărora era plagiată masiv.